Izol la 12 și 20 de minute pe Trainet, când, dacă am zis că îi dăm cu invitatul, păi îi dăm cu invitatul, Sabina Lisievici! Hai, cu lipici și pupici cu sclipici! Tânăra regizoare româncă, prezentă cu două filme la Cannes, ce zice că dacă avem mai multe vieți, asta este viața ei preferată. De ce? Aflăm imediat. Sabina, bine ai venit în studioul Radio Trainet. Absolut, mulțumesc tare, tare mult pentru prezentarea asta mișto și mai ales pentru piesa dinainte. Păi să intrăm așa pe vibe, că e timpul să mai arate și fetele că pot. Poate fata. Și nu oricum, ci cu două producții pe croazetă. Adică, wow, wow, wow! Omelette du fromage! Oreo e și ea cu noi, să știi că a pregătit întrebările pentru tine, că vrea să știe cu cine lucri. Vreau să știu și cu cine lucrez, vreau să știu și cum e vremea la Cannes, și ce lucrez și ce mai faci în rest. Și cum, cât costă o cafea, cât mai costă o cafea, da, la Monaco, și întrebări, da, întrebări. Până una alta, trebuie să îți recunoaștem meritele. Așadar, singura femeie din România care, începem așa, singura româncă din România care e varianta feminină a lui Sergiu Nicolaescu. Așa am citit noi prin presă. Noi putem să te comparăm și cu Hagi dacă vrei, că tu ai n-ai mingea, tu faci un film. Dragă <bără. laughs> De da. Ce? De ce te-au supranumit așa? De ce ești Wonder Woman în lumea filmului acum mai nou, să zicem? Pentru neavizați ca mine. Îți mulțumesc tare mult pentru minunata prezentare dinainte. Măi, cred că am fost așa denumită pentru că am început încetul să le fac pe toate. Actriță? Din necesitate. Am pornit de la actorie, eu joc de la vârsta de 12 ani, în reclame, în tot felul de proiecte. Și încetul cu încetul nu mai îmi ajungeau proiectele, să spun așa. Să nu uităm că trăim într-o țară unde actorii trăiesc în continuare partea asta lacunară a sistemului nostru. Nu avem agenți, nu avem manageri, nu avem o structură, hell, nu avem nici statut. Dar de ce nu avem noi lucrurile astea? Nu există un statut al artistului în România și atunci apar ca ciupercile după ploaie femei ca mine, cred eu, care simt nevoia să se exprime prin artă. De ce nu avem lucrurile pe care tu le-ai menționat? Păi întreabă-mă să te întreb, habar n-am. De ce nu avem și de ce după atâția, după aproape 30 de ani, după 34. Da. Că eu m-am născut la Revoluție, eu știu exact când a fost Revoluția. Da. Și în continuare nu avem un sistem și nu avem un statut al artistului, ceea ce mi se pare incredibil. Păi, da, de ce să dăm statutul unui om care creează și creația îți dă stare de bine? De ce? Pentru că la 34 de ani după un regim comunism avem voie să ne mai bucurăm de frumusețe și să monetizăm arta? Da, de ce? Da. Lăsând ironia la o parte, cu toate astea, opreliști și așa mai departe, greutăți și totul ce parcă a fost împotriva ta, tu ai reușit. Pentru că nu am limite. Pentru că nu știu să mă opresc, pentru că nu vreau să mă opresc, pentru că nu mă văd făcând altceva, pentru că, și nu neapărat pentru că n-aș fi capabilă, sunt un om de vânzări, destul de bun, îmi plac foarte mult vânzările, îmi plac foarte mult oamenii, știu cum să comunic cu ei, ceea ce contează foarte tare. Paranteză, aș putea să am un job pentru tine, vorbim după. Paranteză la paranteză. Mi se pare că toate lucrurile pe care le-ai spus, și vânzările și lucrul cu oamenii, sunt chestii super importante, ținând cont că tu faci și producție, ai și o casă de producție. De aici poate să înțeleagă, să faci și vânzări, nu? Da. De aici poate mulțumesc să înțeleagă ascultătorul nostru tânăr, care încercăm să-i transmitem aceste informații, lucruri prețioase, pentru că de aceea avem oameni aici să transmitem chestii de nuanță, nu doar de fațadă. Așadar, pentru tinerii care ne ascultă, vrem să punem accent în acest moment pe faptul că tu ai făcut
integral un film, stai că s-a notat aici, nu vreau să o dau de gard, vreau să spun exact cum mi-am notat, că știu ce am de zis. Da, Sabina? Vorbim despre lungmetraj în momentul acesta. Ok. Vorbim de prima peliculă cu distribuție integral românească, filmată exclusiv în limba engleză. Asta, despre asta Kingdom vorbim. Kingdom of Judas. Kingdom of Judas. Kingdom of Judas, în care tu joci, tu faci tot. Hai să ne spui. Ideea, parteneriatele pe care le ai, prietenii care ți-au fost alături. Am voie să specific firme sau cu cine am vorbit? Nu, bănuiesc. Poți să ne spui de persoana care ți-a fost alături, partenera ta? Bun, partenera mea Daria Ghițu, care este partenera mea în Saroa Film, în casa noastră de producție, casa înființată de mine, dar pe care am, eu pe Daria am cooptat-o, așa, este pilot la bază, pilot de avioane. Wow. Bine, nu, stai, e actriță și pilot și... soprană, de coloratură, a fost angajată la opera din Craiova. E un jack of all trades și de asta ne-am potrivit foarte bine energetic, pe lângă faptul că e cea mai bună prietena mea. Și am onoarea să lucrez cu ea. E o fată, cred că nu știu, are 1,60 m, dar este o forță. E o forță și e incredibilă. De ce am început eu să fac acest film? Inițial am început cu În așteptare. Hai să începem cu În așteptare. Mm-hmm. Ok. Film în care a jucat Carmen Tănase, wow. Da. Paul Diaconescu, Fulvia Folosea, Andrei Morcuță, mă rog, o grămadă de actori renumiți și incredibil și de potenți. Mm-hmm. La asta m-am gândit când i-am căstuit, da. În așteptare este povestea mamei mele. Wow. Deci a fost o necesitate. De la asta a pornit partea mea de regie. Bun, am vrut să fac regia acestui proiect. Ca să iei un producător din exterior, te costă de tărupe. Bani pe care eu trebuia să-i bag în film, ca filmul să-mi iasă unul calitativ. Filmul ăsta a fost gândit ca să fie unul de palmares, adică să-l trimit în circuitul festivalier, ceea ce am și făcut. L-am trimis în circuitul festivalier, unde a intrat în peste 20 de festivaluri din întreaga lume și din aceste 20 a câștigat 15 premii. Oho. 15 premii. What? în Rusia pentru cea mai bună regizoare. În America a câștigat o grămadă. Dacă era Daria aici, știa să da, le zică pe toate, că ea e cu listuța. Și exact contabilitatea. Da. Și exact asta am făcut noi și la Cannes, știi? Eu începeam o frază și ea o termina. Și o chemam: Daria, can you please tell them our awards? Și era foarte, foarte mișto, așa că m-a ajutat de fiecare dată. Știi, și după ce pălăvrăgeam, ea venea cu lista. Ceea ce dădea foarte bine. Lasă că ne aduci tu și listuța, dar până atunci e important să reținem că din 20 a câștigat 15, ceea ce mi se pare huge. Da. Și spune-mi, te rog, este scurtmetraj acesta, așa e? Da, este scurtmetraj pe care intenționez, cu ajutorul lui Dumnezeu, să-l transform într-un lungmetraj. Noi de aceea am luat și acest proiect în Marché du Film de Cannes. Ce înseamnă Marché du Film de Cannes? Marché du Film de Cannes este o piață una din cele mai importante piețe pentru film, unde vin agenți sau sales agents, distribuitori, producători, da, și toți oamenii care contează, de la Warner Bros, nu știu, Disney, HBO, you name it, da, sunt exact, acolo. Toate numele mari. Unde e? Deci e la Cannes piața asta de film? Este la Cannes, da. Avem noi piață de flori în Rahova, nu? Da, avem și piața Obor. Bun, dar lăsăm piețele la o parte. Acolo ce se întâmplă exact? Se încheie contracte sau doar se beau cafele, se fac șprițuri de business? Nu greșești deloc, se fac ambele. Deci eu și cu Daria timp de 10 zile am dormit 3 ore, noapte de noapte, eram absolut terminate. Noi am făcut parte din standul Creative, Romanian Creative Filmmakers, unde au fost și nume ca Tudor Giurgiu sau, I don't know, nume foarte mari de la noi. Da. Practic spuma producătorilor din România. Da. Ceea ce pentru noi a fost o mare onoare.
știi? Evident. Noi ne-am dus acolo, deschideam, deci ne trezeam, deschideam standul dimineață, beam cafeaua, asta era... Ne luam adio de la somn. Da, nu mai exista. Și începeam discuțiile cu agenții, cu producători, cu alți regizori, tocmai acolo. Ca să reușim să stabilim niște conexiuni internaționale. Foarte importante pentru piața filmului românesc. În piața filmului românesc... Coproducțiile care ai descris-o și tu foarte bine, deficitar. Dacă mai mulți producători din România ar reuși să atragă coproducători străini, asta ar avea un impact colosal asupra bugetului României. Serios, pentru că ar fi o infuzie de bani care ar veni către noi. Și noi avem, știu că nu e cool să spui asta, dar avem una din cele mai frumoase țări ever. Și eu sunt super mândră că sunt româncă. Este să știi că sunt producători care vin și filmează România, doar că nu în zona asta de film artistic, ci mai mult în zona de reclame sau, nu știu, de teasere de internet sau pe mașini, pentru că, cum ai spus și tu, sunt niște peisaje minunate, dar în același timp este destul de ieftin să filmeze noi în țară. Este destul de ieftin, dar din păcate nu... Tocmai pentru că nu avem structura asta, nu prea e controlabil bugetul. Uite, Tim Burton a avut de tras pe partea asta, a filmat la noi. Da, mă rog, that's not our circus, not our monkeys. Aia voiam să zic. Hai să revenim la ale noastre și să încheiem cu liniștea ca să trecem și la Kingdom of Judas. Da. Păi, Kingdom of Judas este un film de lung metraj la care eu și Daria lucrăm de 3 ani de zile. Wow! Un film care ne-a mâncat sufletul, inima și inclusiv mie tot bugetul. Portofelele. Ce bun e în bordofelele. May I ask what is the plot? Este vorba despre un cumul. N-aș vrea să vă zic prea multe acum. Urmează să apară în septembrie. Very, very small sneak peek of it. E vorba de un grup de vedete internaționale care ajung într-un centru de reabilitare din România. Avem în Kingdom of Judas sex, droguri și rock and roll. We got them all. Bun, foarte bine, mă bucur că avem așa subiecte nebune, că parcă mă plictisisem de dramele morții domnului Lăzărescu și așa mai departe, de ajunsesem să noi, ca români, că nu-mi dau eu părerea la ala, că eu nu contez, dar ajunsesem noi, ca români, să fim văzuți ca doar oameni ce fac filme despre întreruperi de sarcină și spitale cu probleme. Da, 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 așa e, așa e. Ăsta e un thriller psihologic. Which is something new pentru asta România. Asta voiam să aud. Da, este un thriller psihologic, este în stilul Hollywood. Babylon. Că, ce stil? I wouldn't go there. Babylon. Babylon are un buget incredibil și da, într-adevăr când, este un când film... Când mi-ai dat zonele de interes, acolo cumva, m-am dus cu cumva, gândul. Cumva, da. Nu? Cumva, că cumva, e nebunie. Da. Că... Nebunie și aici, fetelor. Hai să nu mai vorbim unele peste altele. Vă rog, cu stimă și respect. Da, tu joci rolul Ani. Principal. Rolul Anei, da. Ți-ai făcut și hainele de pe tine pentru acest film? Lasă-mă să te întreb. Nu, am avut un brand care s-a ocupat de asta. Bun. Slavă cerului! Cum era? Tu joci rolul principal. No, de ce e thriller? Că ne spuneai inițial că la liniștea este povestea mamei tale, ceea ce înseamnă că tu odată în așteptare. Cu... În așteptare, da. Că tu odată cu acel scurt metraj, tu ai trăit niște chestii și ai spălat niște chestii și ai plătit niște polițe. Între noi două fie vorba. Nu insist. Dar aici, de ce avem povestea asta? De ce avem povestea asta? Pentru că e o poveste foarte marketabilă, e o poveste care te ține, este exact filmul pe care mi-l doream să-l fac. N-am vrut să fac ceva care să tragă piciorul, să fie o... Nu, deci mă plictisesc filmele astea. Îmi plac filmele mai comerciale, recunosc. Okay. Recunosc.
Și dacă e să fiu, să mi se pune eticheta de regizor comercial, fuck it. Dar nu e genul de comercial, comercial românesc, e genul de comercial din afară. Ce înseamnă comercial românesc? Ce înseamnă comercial afară? Cred că știm cu toții filmele care au bubuit în ultimii 2 ani. Eu nu mă uit la filme, sunt consumator de muzică. Aici vorbești cu Oreo clar punctual. Păi, vorbim de filmele cu influenceri, vorbim de filmele cu hăhăială, vorbim de filmele cu un plot tâmpițel sau care nu există. Și în care se înjură mult. Și în care se înjură mult, da. Și nu prea ai subtext, nu prea ai, nu vezi nimic din filmul ăla. Noi oricum susținem la Radio 3net orice producție românească, deoarece iubim româna și noștri, pur și simplu ne permitem ușor să fim cârcotași, că de, trebuie puțin. Dar lăsând la o parte faptul că eu n-am televizor, industria românească se mișcă și într-adevăr chiar și aceste filme gen Miami Beach sau mai știu eu ce, prind și înseamnă că se face un debut către ceva mai mare. Absolut, ușor, eu nu ușor, contest. Știi? Eu cred că există pentru toată lumea o nișă și eu o piață. Eu doar traduc ceea ce gândești tu, pentru că ascultătorul nostru nu știe. Da, da, da. Eu nu contest asta absolut deloc și chiar susțin tot ce face și Codin și Bro și toată lumea. Că îmi sunt dragi, se face ceva. Îmi sunt super dragi, n-am ce să zic. Da, nu voiam să rămână ideea că blamăm filmele comerciale, pentru că nu e cazul, noi avem mult. Nu, eu spunem mulți. Doar că sunt alt gen de comercial și există mai multe ramuri de comercial. Că tot ai spus de comercial și de film de festival, eu sunt curioasă și cred că și ascultătorii noștri din online sunt curioși să afle dacă filmul tău o să fie în mass market, adică Cinema City și așa mai departe, mall-uri, sau o să fie în locuri gen Elvire Popescu? Nu, o să fie în mass market. În mass market, da. Adică putem mânca și popcorn. Yes. Okay. Și putem mânca și colaj. Zero și tot ce vreau. Da, frumos. Da. Avem de gând undeva prin toamnă să-l lansăm, nu avem încă o dată 100% stabilită pentru asta. Că dar acum mi-ai ghicit tu mie gândurile, știai că asta e următoarea întrebare. Dar sunt extrem de fericită că în sfârșit copilul meu și al Dariei se naște. Noi ne bucurăm, de asemenea susținem orice fel de naștere în orice fel posibil, să fim cât mai drăguți și open aici la 3net, știți că noi suntem zen șpaclu. În toamnă. Asta înseamnă că nu avem dată, dar o lună măcar așa în care ați vrea voi să apară în copil. Octombrie. Avem în octombrie, așa ne-a zis așa ne-a zis moașa. Așa a zis, în octombrie, știm da. Măcar ce zodiu o să fie. Da, da. Balanță. O să fie balanță. Of, Doamne. Da. Bun, numele Kingdom of Judas este un film care merită văzut pentru simplu fapt că e altceva. Și după ce o să-l vedeți, cu siguranță o să ajungeți să le spuneți și prietenilor. Este printre primele, din câte știu eu, filme integral românești, cu actori români, care a fost filmat în limba engleză. Și noi am marketat, eu am marketat foarte bine treaba asta la Cannes, în toate discuțiile cu agenți, cu distribuitori, cu cine am vorbit eu despre acest film și cui am arătat trailerul în Marché du Film de Cannes, am mizat foarte tare pe faptul că nemții au accentul lor, pe care și l-au făcut un trademark. Italienii au accentul lor, pe care și l-au făcut un trademark. I don't know, sunt atâtea rușii, la fel. Noi de ce n-am putea să avem asta? Și ei mi-au răspuns pentru că mi-era un pic teamă de, pentru că noi avem un accent balcanic care este destul de mult în evidență. E un accent destul de harsh. Corect. Clar nu sună nativ. Și am zis ok, hai să iau ceea ce ar putea fi ciudat pentru și, filmul românesc. Și să expun eu asta, să le spun eu exact ceea ce gândesc eu despre asta. Iar ei toți, majoritatea, mi-au răspuns că este exotic. Deci a fost punct ochit, punct lovit. Și mulțumesc lui Dumnezeu că am avut ideea asta și că, uite, cu ocazia asta am creat practic un precedent. Piață. Și un precedent. Și un precedent, da. Atenție, pentru că e lucru mare să nu mai auzi cuvântul balcanic
și să auzi exotic. Da. Din punct de vedere de marketing, eu știu că asta înseamnă mult pentru tine, da, și nu pot decât să te felicit. Bun, mai avem două minuțele în care aș vrea să te promovezi ca și cum viața ta ar depinde de asta. Bun, păi, hai să Oreo în acest moment dă drumul, dă drumul la o tornadă de rechin către tine. Bun, Instagramul meu este Lisievici Sabina, dați-mi un follow acolo, la fel sunt și pe Facebook. Sabina Lisievici. Sabina Lisievici. Intrați și pe site-ul nostru, site-ul casei de care producție site? Saroa Film. De la ce vine Saroa? Saroa vine de la Sabina, Rodica și Alexandra. Excelent, mai departe, TikTok avem? Avem. Cum te numești acolo, tânără domnișă? Sabina Lisievici Actress. Actress, yes. Good. Dacă sunteți printre voi ascultătorii noștri, oameni care au bugete mari pentru producții de filme de succes, nu uitați la Saroa Film, găsiți-o. Bate palma! Sigur vă va ajuta. Oreo este absolut, exact cum îi spune și numele, absolut dulce și delicioasă. Vă mulțumesc. În acest moment Sabina Lisievici. Da, simplu. Băi, unde-i mă Cehov, că sigur mă învăța el apare, să... Apare. Nu e cu Pușca, care în primul act, dacă e cu cireșe, și în ultimul nu trage, nu e bine, da. Bun, deci cu ce aș vrea eu să încheie, mă bucur tare mult că ne-ați ascultat astăzi și pe bune veniți la filmul ăsta în cinematografe din octombrie. Așteptăm invitații la premieră. Cu mare drag, cu noi mare nu drag. Așteptăm, noi venim. Noi venim, noi spargem ușa. Noi doar trebuie să știm când va este. Va fi o premieră octombrie. Foarte mișto, vom avea și niște cântăreți foarte tari. Dacă nu ai, viaduc eu. Da, și super. Tot așa, colaborăm. Sabina, perfect. Ușa și inima noastră de aici, de la Trăineță, știi că îți rămân deschise cu orice ocazie, pentru că nu în fiecare zi avem actriță, regizoare, scenografă, făcătoare de filme, producătoare și așa mai departe. O persoană care să ne ducă numele nostru de români și să schimbe conceptul cinematografic românesc. Așadar, ne-a făcut plăcere și femeie. Să te avem alături, mai ales că ești și femeie. Acum, eu ce să zic, iubesc femeile, iubesc bărbații, iubim oamenii aici la Trăinet și îți dorim ca a ta carieră să fie nu doar fulminantă, ci și un mod de a impulsiona lumea din jurul tău să vadă că dacă tu ai putut, pot și ei. Ideea e următoarea, mi-a făcut foarte bine discuția de astăzi cu tine. Exact, personal mi-a făcut foarte bine, îmi face plăcere că am reușit să aducem și pe Trăinet asta. Cu siguranță cei care ne-au urmărit au știut cum să aducă în beneficiul propriu ceea ce au ascultat astăzi la noi. Sabina, îți mulțumim, te ce așteptăm. Interviul integral îl găsești în maxim o oră pe canalul nostru de YouTube Radio Trăinet TV. Noi ne vedem mâine de la 10 la 13 live și online pe radiotrăinet.ro, Alandala cu Lala. Așadar, în aceste condiții vin valurile lui Doc și Vlad Fluieraru cu Tomi Marfă și Vlad Dobrescu să o aducă pe Ralu, ce-ți ține companie până la ora 4. Vă pup, pa, pa, stai pe Trăinet.